Salutare, dragi, bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe Meti, după cum vedeți, pe serverul M6 Rau, al lui Cipi Rau, dacă știți bine. Hai să văd dacă s-a pus și file-ul. Sperăm să nu aibă nicio problemă că filmez acum un exemplu Metin. Adică, gen, nu prea am văzut, am level 18, nu prea am văzut să fie vreo problemă. Cum a... Na. Bă, din câte am înțeles, serverul e bazat pe tot ce a fost în 2009. Nu e addonsuri de astea băgate. De asta am ales și eu să mă bat. Să mă bag, nu să mă bat. Bă, și altceva nu am ce să zic. Vă aștept și pe voi pe server. O să facem o mică serie cu... Mică. Pot zic destul de mare, na, până ajungem la level 99 e destul de mult. Așa că... Eu zic că nu-i cine știe ce. Trebuie să mă duc să caut metine. Trebuie să mă preobișnuiesc cu jocul foarte mult. Pentru cine mă urmărește așa mai departe, știți bine că am jucat foarte mult Silk Road. Și... Da... Pentru mine Silk Road a fost ca și metinul. Era prima dată chiar metinul, dar... N-am știut deloc și n-am avut cine să mă învețe, așa că m-am apucat de selcuri care mi-a fost un pic mai easy. Faza care ar fi e că e destul de ok. Acum când am timp una alta ne-am băgat rapid. Sper că dacă o să fac live-uri sau așa mai departe să nu mă prea afecteze. Am și zis și mă repet, știți bine că la mete, din câte am înțeles, se poate da și strike la canal. Dar încerc acum cu primul episod. N-am prea multe, am numai itemele default deocamdată. Da, îți dă costumul ăsta, îți dă câteva, faci bani rapizi, young-uri, din câte am înțeles că voi așa le spuneți. Și încerc, nu am alte cuvinte ce să zic. Joc și cu starune, dacă mai știe cineva. N-am mai jucat de foarte mult timp cu el pe live și trebuie să văd dacă vine acum o aura sabiei, dar nu o văd deloc. Nu. Bă, asta e. Tot am căutat un menu RPG care să mă apuc. Știți bine că am terminat seara de Halo și nu știu ce să mai filmez. Așa că am zis că bă, hai mă să mai dăm o șansă la Metin. Că n-am mai jucat de oricum de foarte mult timp. Și atunci... L-am întrebat pe Staron, zic, bă, ai, sau ce te joci așa, așa, a zis, Metin. Cât am înțeles și Fortnite-ul se închide, nu știu dacă e adevărat, sperăm să nu, dar, na, ia fii atent că e amur. Mame, la câte Amazones pe aici, așa că o să mă găsesc și pe mine pe server, mi-a luat cineva numele de Pamepicoz, dacă vezi episodul ăsta, trăiți arție, serios, adică, gen, și parteneriatul ăsta cu Peneva, cu așa mai departe. Și mi-am pus Y. Deci cam așa mă găsesc pe server. Am văzut pe foarte multe lume care joacă pe tot felul de servere Metin, dar nu știu, asta mi se pare și foarte mulți player, adică pot să zic că sunt foarte mulți. Pe undeva am auzit și pe 6.000. Deci nu cred că mor aici pe episod. Ia. Iată că mor. Mor, 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 am murit. Am murit. Da. Trebuie să fac itemele neapărat. Dar o să le facem așa pe episodul în alta. O să-l auzi și pe starune. Am înțeles. What the fuck? Nu pot să plec de aici. Bă. Tu pe ăsta, dă-l mă. Trebuie să plec rapid de aici. Trebuie să fugi, 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 fugi. Nice, perfect. Hai să mi se carce rapid un pic HP-ul. Dacă totuși pe aici. Mamă, dacă te-o spawnat, ești nebun la cap. Na, trebuie să te neapărat. O să le facem tot așa cum au fost pe celelalte. Cum zic, pe Mir 4. O să vedeți toată evoluția de la început. Dacă greșesc ceva sau o să-mi spuneți. Nu ezitat sau așa mai departe, pentru că orice sfat mă ajută, ținând cont că n-am mai jucat Metin de, pot să zic,
Undeva de la anul trecut, nici atunci am jucat pe un server care un pic am fost nu prea wow, dar da. Și e relaxant. Deocamdată pentru mine nu fac PvP-uri sau de asta, că n-ai la ce gen. Gen, nu am nici la nimic să mă duc la PvP-uri. Sunetul o să fie chiar pe fundal de la Metin până acum, dacă n-ați observat. Las totul tot așa pentru că vreau să fac un test din episodul ăsta. Mamă, nu mai găsesc nimic. Și ce observ aici e că nu le avem questurile. Zice lumea că n-ai pe undeva seara din 2009, adică fix, nu cred că e fix primul, dar na, voi știți mai bine oricum, adică nu pot să zic cine știe ce. Dar bă, te-a să merg să mă format. Și ce îmi place mai mult e că nu există hack. Adică e posibil pe undeva care folosesc hack. Dar depinde. Acum nu pot să zic nici 100% că din câte am văzut și-au luat și oamenii bani și s-a schimbat hostul pe server, a fost un pic închis, dar de ce nu mi-l selectează? Aha, în fine, dăm pe metinea, pe vedem de ce facem, asta mă bucur cu lichiarele. Bă, și împreună cu seria de metin m-am gândit la mică schema să filmăm așa, bine că oricum filmez foarte mult când ești pe 5M, știi, și am zis că pe undeva, hai mă să filmăm și ce facem așa, că nu mai intru pe 5M, cum să mai, ce rol pe mai există, ce, știi, momente de gen, nu momente, că momente au fost, așa, mic rol pe, nu pot să zic să mă bag la cine știe ce, dar, da, dacă mă repet, vă aștept pe serverul ăsta de Metin. Acum vedem despre ce e vorba. Mamă, asta o să fie un pic iară greu. Sigur o să mă pun pariu, adică n-ai nicio treabă. Deci, apropo, mi-a schimbat contractul. Adică mi-a schimbat, o să-mi schimbe contractul în ăsta direct de la firmă. Așa că pus super fericit, adică chiar pot să zic gen care se țin de ta. Așa e un pic mai ok. Am înțeles, mi-a scris un băiat o mică chestie. No, și o să le combinăm așa, o să vedem despre ce vorba, că am văzut că am vrut să-mi iau, o să închid mirajul, dar am văzut că la majoritatea nu vă plac, nu vă place jocul, seria aia, și am zis că nu merită. Așa cum Metin, un 5M, oricum mi-am pus niște moduri grafică pe 5M care chiar sunt ok, adică m-am instalat la 5mod, cam așa se numește, al românii aia, bine, nu știu dacă e de la român, dar în fine. Și mi-au zis că e mai ok un pic, adică, na, hai să facem level 19. Nu uitați că toate informațiile le aveți în descriere, chiar și codul de la Neva. Nu m-ați apăsat pe link și mergeți mai departe, dacă vreți să vă cumpărați ceva, desigur. Și, bă, vedem, oricum, cum am și zis, dacă nu fac ceva bine, îmi ziceți voi, deci, nu mă prea complex să mă, bă, dar chiar n-am făcut level. E nebun. 8 deloc level. Hai măcar să facem level 19, băi, e nebun. What the fuck? Da, asta e o chestie că te dai direct în spate. Mamă, dar hăb că le simt, adică uite-te ce damage meu. Meu, foarte mare damage. Ținând cont că nu am iteme, trebuie să vorbesc cu Starone neapărat, că acum vedem. Bă, hai să vedem dacă fac față. Și apoi până mai văd și eu un pic, după aia nu m-am nicio treabă. Am primit niște chestii acestea care arată misiunilor ușor. Auzi. Acum nu știu dacă am timp pe episodul ăsta să-l fac. O să-l facem.
într-un alt episod posibil. Și eu v-am lăsat, nu mai e nimic de zis, ce așa e undeva aproape 10 minute de videoclipul. Asta a fost numai un videoclip mai de test, să vedem dacă ne afectează după aia. De majoritatea am văzut că fac live-uri pe TikTok sau episoade pe TikTok și acolo clar că nu te afectează, dar fiind pe YouTube, vedem. Așa că urați-mi noroc să învăț cât de repede jocul, să nu mai am nicio problemă. Și dacă aveți vreun sfat sau să dați într-un clan sau privim persoane care se joacă aici, pun exemplu, puteți să veniți, îmi spuneți și am dat un impact. Acolo în clanul vostru, mai mergem la farmat un alta, mai pierdem timpul, mai râdem, mă mai învățați și voi, că sigur voi știți mai multe. Și e posibil pe undeva și Silk Road să ne jucăm. Pentru că am o poftă. Când joc un MMORPG, îmi vine pofta de Silk Road. Cine nu știe, puteți să căutați Silk Road online și v-aș găsiți orice videoclip. Bine, cu PvP-uri, cu de alea, că și la MMORPG, PvE, PvP, deci na. Ce am observat aici pe site, nu știu, adică nu m-am uitat chiar așa intens, dar mamă, ce au ăștia pe aici, cartă pe peltrelor. Da, mă ajută foarte mult fiind pe română, pentru că ia, uite, pe Silk Road dacă apăsam V, da, cam îmi dispăreau NPC-urile. Nu mai aveai nicio treabă cu ele, dar nu. În fine. Mamă, dar ce prețuri au, ești nebun? 2 milioane de ani, fu. Și o să mă uit aici un pic, o să-l aștept și păstărune să apară, ca să mai formăm un pic, să vedem despre ce e vorba, adică să văd eu despre ce e vorba. Și asta e, v-am pupat, o zi frumoasă în continuare să aveți și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!